Consilierii au fost convocați în special pentru a aproba câteva proiecte de hotărâre privind prelungirea unor termene ale unor proiecte cu fonduri europene, hotărâri solicitate până pe 24 iunie de Autoritatea de Management. Directorul Direcției Juridice, Nina Carmen Crișu, s-a opus însă adoptării acestor hotărâri, ceea ce l-a determinat pe președintele Vasile Mustățea să reacționeze în consecință. Aș vrea să vă supun atenției următorul aspect. Așa cum ați observat, proiectele de hotărâri din MAP nu sunt avizate de domnul secretar al județului. Dumnealui era la serviciu la momentul la care a primit aceste proiecte de hotărâri. Trebuie pentru care eu v-aș propune mai puțin punctul 6, proiectul de la punctul 6, celelalte să fie amânate, pentru că opinia juriștilor, deja a domnului secretar și a mea, este că aceste proiecte de hotărâri nu pot fi luate în discuție astăzi, atâta vreme cât, conform articolului 44 din legea 215, ele nu sunt însoțite de referatul de specialitate al Direcției Economice. Toate aceste proiecte, noi trebuie să le aprobăm acum, pentru că până inclusiv 23 iunie, noi trebuie să comunicăm unității de management a programului operațional regional că am adoptat aceste hotărâri. Dacă noi nu adoptăm aceste hotărâri, pierdem toți banii, dăm înapoi Uniunii Europene. Aici este problema pe care nu înțeleg ce dorește și doamna director al Direcției Juridice. Văd că acum mie nu mi-a spus asta. Am chemat-o la mine, am discutat fiecare proiect, s-a dus la birou, a zis că le mai studiază o dată, nu a venit până acum la mine să-mi spună ce observații are, dar s-a dus în schimb la domnul Marciu, unde le-a discutat cu domnul Mina. Iar urgența nu o stabilește doamna director juridic. Urgența o stabilim noi, Consiliul, sau eu, care sunt președintele Consiliului. Discuțiile au continuat în aceeași notă și, în plus, președintele Mustățea a acuzat-o pe Nina Carmen Crișu că pune în aplicare o comandă politică. Deci dumneavoastră nu sunteți aici directoarea nici a PSD-ului, nici a nimănui, sunteți directoarea Consiliului Județean. Și eu încă sunt ordonator principal de credite și președinte. Și trebuia să veniți la mine să mă informați, că așa mi-a spus. Nu să vă duceți la domnul Marciu și să analizați proiectele cu domnul Marciu și cu domnul Mina. Cum ați făcut în birou? Nu știam că trebuie permisiunea să merg în... Nu, trebuia să veniți la mine să mă informați, nu să veniți aici. Îndrept, nu știu dacă ați observat că doamna prefect n-a făcut niciun fel de referire la legalitate și numai la oportunitate. Dacă PSD-ul consideră că nu este oportun să ne întâlnim, noi nu chiar trebuie să ne întâlnim? Credeți-mă, eu sunt hotărât pe orice risc. Să dau drumul la aceste proiecte. Chiar dacă doamna, dacă nu le avizează, dacă nu le semnează după ce se termină ședința, o să-i cer să-mi dea referat prin legislatură. Și, urmă, eu mai am timp să mai discut până vineri sau până săptămâna viitoare când se ține Comisia de Constituire a noului Consiliu, Consiliul de Constituire, mai am timp să dispun măsuri corespunzătoare. Da? Și vă spun, deci pentru mine cele două proiecte sunt foarte importante. Doamna Crișu acționează efectiv politic acum. V-am spus că mai devreme, în loc să vină la mine să-mi spună ce observații are, că eu sunt președintele Consiliului Județean în momentul ăsta, s-a dus la domnul Marciu și a venit și domnul Mina, chemat. Și-a analizat proiectele acolo. Ea execută o comandă politică acum. Dânsa, îmi cer scuze că am zis ea. Dânsa execută o comandă politică. Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate de consilieri, iar modul în care s-a desfășurat ședința a încheiat un mandat care a avut parte de multe confruntări.